Viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a fost reținut de DNA. Procurorii anticorupție îl acuză de trafic de influență în dosarul lui Sorin Ovidiu Vântu și cer arestarea preventivă a viceguvernatorului Băncii Naționale a României. Potrivit anchetatorilor, Bogdan Olteanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, a solicitat și a primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu suma de 1 milion de euro, dar și sprijin electoral. În schimb, acesta ar fi efectuat demersuri pe lângă membrii Guvernului României pentru numirea lui Liviu Mihaiu pe postul de guvernator al Deltei Dunării. Potrivit referatului DNA, solicitarea privind numirea lui Liviu Mihaiu ar fi fost făcută de Sorin Ovidiu Vântu în iulie 2008 pe o embarcațiune a sa din Delta Dunării, unde Bogdan Olteanu a fost transportat cu un elicopter pus la dispoziție de omul de afaceri. În cadrul întâlnirii la care a asistat și un apropiat al lui Vântu, Olteanu ar fi cerut 1 milion de euro în schimbul influenței pe care urma să o exercite asupra prim-ministrului. Viceguvernatorul BNR Bogdan Olteanu a recunoscut faptul că în anul 2008 a avut periodic întâlniri cu Sorin Ovidiu Vântu și că acesta i-a cerut să îl susțină pe Liviu Mihaiu. Olteanu susține că solicitarea omului de afaceri a coincis cu propriile sale opinii asupra persoanei care ar fi trebuit numită în funcția de guvernator al Deltei Dunării și nu a făcut acest lucru pentru bani. În schimb, Sorin Ovidiu Vântu a recunoscut săvârșirea faptelor, dar susține că Bogdan Olteanu i-ar fi cerut 2 milioane de euro în schimbul numirii lui Liviu Mihaiu. Bogdan Olteanu a fost prezentat în alte curți de casație și justiție cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.